Pentru că comentează că trebuie cineva să investigeze ziarul de gardă de ce face asta și de ce critică atâta guvernul, apar și amenințările. Ați auzit aseară pe Natalia Morari, de exemplu, că e și ea amenințată și la noi lista e lungă, nici nu mai știi să le faci publice ori nu. Pentru că ultima dată când am depus o plângere la Ministerul de Interne, la poliție, că suntem amenințați, încă era pe vremea lui Voronin și după asta ne-am săturat și am zis că ei tot una nu vor să ne apere, de ce să mai cheltuim hârtia cu ei. Deci ne amenințase cineva cu moarte și am considerat că cel puțin măcar să informăm autoritățile. Și am prezentat și copiile acestor mesaje în care scria explicit că veți fi omorâți. Și țin minte, cred că păstrăm și acum această scrisoare semnată de domnul Jistan, care nu era ministru, și sensul acelei scrisori de răspuns de la Ministerul de Interne, care au venit peste o lună, deci trebuie să fim morți de mult. Dar am înțeles ce au făcut ei, că ei nu pur și simplu au răspuns târziu, dar au zis, noi am monitorizat și am constatat că nimeni de la ziarul de gardă nu a fost omorât și din această cauză nu putem porni o investigație. Da, e semnat de domnul Jistan. Și am scris și un editorial atunci că moartea ziarului de gardă nu a fost constatată și nu așteptați investigație.